Bună ziua dragilor! Acesta este un videoclip. Ce mesaj au îngerii pentru tine. Sunt patru variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2, varianta numărul 3 și varianta numărul 4. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele patru variante cu care considerați că rezonați mai bine. Sper că v-ați hotărât. Iar eu voi începe cu prima variantă. Să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi, cei care ați ales această primă variantă, da? Ok. O să mut cărțile puțin mai sus să se vadă mai bine. <coughs> Bun. Pentru voi, cei de la prima variantă, e adevărat că treceți printr-un moment de schimbări majore și aveți niște dezamăgiri destul de puternice din partea unor persoane imature. Faptul că nu dormiți noaptea. Dar asta nu e valabil pentru toate persoanele, da, este o etalare generală, dar pentru foarte mulți dintre voi, știți că vă regăsiți destul de bine prin faptul că nu prea dormiți noaptea și grija permanentă pe care o simțiți nu vor rezolva problemele. Trebuie să învățați să. Aliniez viața pentru dorințele propuse ca să poți lăsa loc lucrurilor să vină în viața ta. Învață să vezi semnele pentru că în permanență ți se transmit mesaje sub formă ma melodiilor repetitive, penelor pe care le vezi peste tot, pe stradă, la tine, la geam, oriunde. Și sincronicitățile orelor. Da? Probabil mulți dintre voi vedeți, nu știu. Să zicem ora 13:31, 14:41, 10:01. Da? Deci sunt tot felul de astfel de sincronicități care înseamnă ceva pentru voi. Trebuie doar să știți fiecare ce înseamnă. Trebuie să învățați să dansați cu viața fără a ști ritmul dinainte. Deci, un mesaj foarte frumos din partea îngerilor. Deci, să nu vă mai faceți atât de multe griji, că totul are o rezolvare. Cam atât am avut de spus pentru prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2. Deci, aceasta este varianta cu numărul 2. Să vedem ce mesaj au îngerii pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Ceva nu te mulțumește, dar tu nu poți să vezi cât de benefic îți este acest lucru pentru viitor. Te ajută foarte mult să te dezvolți, te învață să atragi mai mult prin uh, mulțumirea față de ceea ce ai acum. Când vei fi mulțumit sau mulțumită, mereu vei atrage mai mult sau mai bun. Nu te abține din a fi tu însăți. Ca să te potrivești cercului de oameni, din care ești, de care ești înconjurată. Ia comportamentul oamenilor față de tine ca o oglindă pentru lecțiile ce trebuie învățate pe mai departe. Ai intuiții dar trebuie să ții și cont de ele, pentru că voi sunteți persoane care stați foarte bine la acest aspect al intuițiilor doar că nu țineți condele. de ele. Ori din cauza că nu știți, că aveți aceste intuiții, ori pur și simplu zici, las că merge. Da? Fiți un pic mai atenți la intuițiile pe care le aveți. Cam atât am avut de spus și pentru cea de-a doua variantă. Și voi trece la varianta cu numărul 3. Da? Aceasta este varianta cu numărul 3. Să vedem ce mesaj au îngerii să vă transmită și vouă celor de la varianta cu numărul 3? Cei de la varianta numărul 3 ați avut de curând niște revelații că nu sunteți în locul pe care îl doriți. Uneori puteți avea temeri din cauza că. Vreți să gândiți prea logic totul. Este momentul să vă îndreptați către un nou loc, chiar și o nouă carieră, în care să ajuți oamenii să se vindece cu tratamente energetice. Iar dacă vrei să ai succes, ține cont doar să oferi, pentru că Universul îți va da înapoi. Dar asta presupune să accepti ceea ce ți se dă chiar și de la un străin pe care nu l-ai mai văzut. Pentru că așa lucrează Universul. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Dacă nu v-ați lămurit, mai puteți reasculta încă o dată această variantă până când. Sunteți lămuriți de ceea ce încearcă îngerii să vă transmită. Și voi trece la varianta cu numărul 4. Am încerca să pun camera să le vedeți pe toate, dar se pare că nu vrea. Cât de cât se vede. Problema voastră este legată de limitele personale pe care nu vi le impuneți până ce situațiile devin foarte toxice și vă simțiți forțat să plecați din situație. Cereți arhanghelilor să vă protejeze. Și să ghideze relațiile cu ceilalți. Voi deja ați reușit să mențineți, într-un fel sau altul, conexiunea cu Divinul, dar nu știți cum să cereți pentru a primi ajutor. Pentru voi, de la varianta numărul 4, pot să vă recomand să vă faceți rost și să citiți uh, Cartea de rugăciuni de Kyle grey. O să găsiți acolo tot felul de rugăciuni și din partea arhanghelilor și pentru anumite situații. Sau și vă puteți folosi de acele rugăciuni. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere.